Salutare tuturor! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi avem un videoclip excepțional în care scormonim prin sacoșe. Așadar, videoclipul de astăzi se va numi hol cu decorațiuni sau ceva de genul. Ideea este că mai mult ne-am adunat aici pentru că aveam un motiv să revin pe YouTube și în ultimele două săptămâni am cumpărat chestii, nu am reușit să le pun pe acolo pe unde aș vrea să le pun, pe unele încă le țin așa în expectativă, nu știu unde să le găsesc locul. În fine, cert este că aveam niște pungi în care trebuia să scormonesc și de ce să nu scormonim aici împreună, pentru că YouTube-ul iubește acest gen de videoclip, noi îl iubim și iată-mă aici în fața voastră. Tot ce veți vedea în continuare sunt cumpărate, fie de la Maison du Monde, fie de la TK Maxx, fie de la Action. Dacă sunteți în România, nu prea aveți acces la aceste produse, dar rămâneți că e interesant. Și pentru cei care sunteți prin Europa, mulți aveți acces la aceste magazine și uitați aici inspirație pentru sezonul ce urmează. Bun, haideți să începem așa prin... și mai am și două articole de pe Amazon Germania. Bun, ok. Haideți să începem așa pe magazine și zic prima dată să ne oprim la Maison du Monde, de unde mi-am cumpărat două astfel de dulăpioare. Bun, nu tai. N-are rost. Un dulăpior a căzut. Ce e amuzant, că tocmai voiam să vă spun că unul dintre ele este puțin ciobit. Ăsta era, a căzut celălalt acum. Și l-am scăpat fix cum am ieșit din magazin, l-am scăpat pe jos. Dar asta n-ar fi o problemă pentru că vreau să le așez la mine pe birou. Și vreau să le fac albe, iar aceste sertare vreau să le fac aurii. El aici are și un modeluș așa. Un model drăguț așa de frunze, de... Na, toamnă, ce urmează acum să fie. Și e drăguț. O să-l dau aici cu spray auriu. Un spray auriu permanent de la Edding. Nu știu dacă vi l-am arătat vreodată. Iar pe afară cu spray simplu alb mi-am luat de la Action. O să vă și arăt. Da, deci astea sunt. Am două, celălalt este sus. Nu l-am mai cărat. Nu este pus neapărat undeva anume, dar nu l-am mai cărat pentru că apoi va trebui să le urc sus. Deși oricum va trebui să le cobor pe ambele jos, să le duc în grădină, să le vopsesc. A trecut deja jumătate de videoclip vorbind despre aceste dulăpioare foarte drăguțe și poți să pui aici diverse chestii. Dar sunt drăguțe sau nu și imediat să vă faceți o impresie. Nu prea ați avut timp așa să-l admirați. Drăguț, super drăguț. Tot de la Maison du Monde am mai cumpărat aceste două felinare. Cât sunt de frumoase. Aici e un recipient în care pui lumânarea și înăuntru arată așa. Pe asta cred că o să le pun în bucătărie. Se întâmplă ceva curios aici de când m-am mutat în casa asta, în sensul că am unele camere, de fapt bucătăria, care este și probabil și holul puțin, în care am ales să pun așa niște accente de farmhouse, dar modern, nu farmhouse, dacă vă pricepeți. Nici eu nu mă pricep foarte bine, de-aia nici nu știu să vă explic prea detaliat. Ideea este că am adăugat niște accente care sunt mai spre natural, așa, mai spre viața la țară. Asta pentru că bucătăria are vedere către grădină și în grădină avem și
grădină cu legume și flori și e așa mai spre natural, să spunem. Iar în restul casei am un stil mai modern cu multe, multe accente de auriu, dar asta îmi place că experimentez și în viitor, vreodată când va fi cazul, știu ce îmi place și voi ști cum să armonizez totul și ce stil să aleg final, să spunem așa. Dar foarte frumoase astea vreau să le pun pe geam pentru că s-au făcut dovlecei. Nu știu dacă mai țineți minte videoclipul de acum un an, o să vi-l pun în descriere sau la finalul videoclipului aici, în care am avut o producție mare, mare de dovleci. Anul acesta am avut o producție, avem o producție de dovleci, dar cam pe sfertul celei care au fost acum un an, suficientă să-mi fac pumpkin de barul pe care l-am făcut și acum un an, dar nu foarte, foarte mulți dovleci, ceea ce nu este neapărat un lucru rău, că ne-au rămas foarte mulți, am dat foarte mulți, ceea ce iar nu este un lucru rău, dar au prisosit cumva. Anul acesta, în schimb, avem foarte multe roșii și este interesantă schimbarea asta de scenariu. Vi le-am arătat, astea sunt, o să le pun așa într-o parte și alta a geamului și pe mijloc o să așez lumânări și dovleci. Dovleci de toate mărimile și de toate culorile de la noi din grădină. Era să uit, pentru că vorbim de la noi din grădină, floarea soarelui aceasta pe care o vedeți acum, care este de vreo, cred că le-am de vreo 5 zile, culese din grădină și puse în acest recipient, care, apropo, este cumpărat tot din tura asta de la Maison du Monde. E foarte drăguț. L-am adus aici să îl vedeți. Îl țineam la bucătărie pentru că este pe stilul ăsta mai natural, dar l-am adus să îl vedeți, că și el face parte din ceea ce am cumpărat. Ia uitați-o cum e, ceva de genul acesta. Și astea sunt florile de la noi din grădină. Și din videoclipul trecut, tot așa din grădină, am adus și am pus floarea soarelui, dacă vă mai amintiți. Și dacă aveți vreo grădină în care puteți să puneți floarea soarelui, puneți că este minunată și pentru ochi și dacă le rupeți și le puneți aici, și pentru ochi dacă stați în grădină, dar și pentru ochi dacă stați în casă și le rupeți așa cum am făcut eu. Am pus și o soluție din aceea de flori care hrănește florile tăiate și acum suntem la 5-a, 6-a zi, totul este bine și frumos. Închei paranteza cu florile, cu dovlecii, cu roșiile și tot ce mai ține de grădină. Și mă întorc la Maison du Monde și vreau să vă arăt ce mai mi-am cumpărat. Și anume două chestii sunt din metal auriu, deci nu sunt din plastic, sunt din metal. Aceasta este una dintre ele, ok, ceva de genul, și aici sunt niște foi. Foile astea o să le mai așez eu, să stea un pic mai așa, nu știu, mai răsfoite, să spunem, adică mă refer ceva de genul acesta, să se vadă mai bine becul. Nu le-am găsit locul, tot le-am mutat de colo-colo, dar nu au un loc al lor stabil. Și haideți să vă arăt și șmecheria, dacă o merge. Da, a mers, hei, luminează! Mă gândeam să le pun în sufragerie seara, când ne mai uităm la un film ceva, să avem niște lumină așa ambientală, dar nu foarte deranjantă. Bun, Gata, pot să închei videoclipul, deja v-am distrat prea tare până aici. Astea sunt, astea două. Și cred că am încheiat treaba cu Maison du Monde. Ei, astea sunt. Le punem jos și mergem mai departe. Haideți să terminăm și cu acțiuni, că nu am multe. Nu știu dacă sunt multe așa în general în holul ăsta, dar trebuia să vin să vă văd. Și mi-am cumpărat spray să-mi vopsesc dulăpioarele. Un spray alb, foarte bune. Am folosit la tuburi din asta de la Action de când m-am mutat în Belgia, de a trebui să primești ceva, vreo insignă de cumpărător de materiale de vopsit, construcție și altele. Și am cumpărat niște dovleci din ceramic. Și o să vă arăt imediat și ce idee am eu cu ei.
Pentru că voi veți spune, Andra, nu ai zis tu acum 2 minute că ești plină de dovleci, deci a trebuit să te duci să mai cumperi dovleci din ceramică de la Action. În primul rând pentru că sunt atât de frumoși. Deci îi am pe ăștia. Eu zic că sunt toți diferiți, mărim și culori diferite. În jur de 1,30 €, cred că a costat unul din ăsta. Îi punem ușor aici să nu spargem. Și mai am 3 foarte, foarte mici aici în plasticul ăsta. Ăștia sunt mici, la fel diverse culori. Și ce vreau să fac cu ei? Vă spun imediat ce vreau să fac cu ei, pentru că vreau să termin cu Action. Și pe urmă intrăm în altceva. Vreau să vă arăt și perna asta pe care am luat-o. Sper că n-am atins la valiera și sper că nu se va supraexpune. Ideea este că scrie pe ea Faux Fur Blanket. Deci, o pătură care imită blana. Dacă v-ați uitat la videoclipul cu decorațiuni de anul trecut, deja menționat în acest videoclip, văd că ok, s-a desfăcut ea singur. Foarte bine. Anul trecut am cumpărat o chestie la fel, numai că era galbenă, aurie așa, muștar, galben, aurie. Foarte bine s-a întreținut. Am spălat-o de 1000 de ori într-un an de zile. Foarte bine s-a menținut. Este foarte călduroasă. Și nu costă nici foarte mult. Dacă aveți Action, deci asta este ca să nu mai pun pătura să se expună la cameră prea tare. Vă arăt să vedeți. Acesta este ambalajul. Și să știți, foarte bune și costă 150 de centimetri cu 200 de centimetri. Deci mărișoară. Și costă și vreo 15 euro, ceea ce mie mi se pare super preț, arată foarte bine, este super pufoasă. Mergeți și o vedeți în magazin dacă puteți. Se întreține bine și poate poți să te înveleși cu ea, poți să o arunci așa pe canapea să dea un vibe. Nu este ea în culoare tomnatică, dar fiind pătură, nu? Sugerează că urmează să vină și puțin frig și o să avem nevoie și de așa ceva. Am luat-o albă, că galbenă aveam deja de acum un an și nu mai este cazul. Mă uit la ea că stă acolo leșinată și îmi pare rău că e așa de albă și frumoasă. O să bag la spălat și pe urmă direct în ea ne culcușim. Și revin la acești dovlecei pe care vreau să îi pun într-o decorațiune pe care eu am luat-o, să o pun în exteriorul casei. Ok, e greuț, nu glumă. Este vorba despre această figurină de grădină pe care vreau să o pun pe pervaz. El este Martin, așa îl cheamă. Așa îl cheamă de la Amazon. Asta este. Și el aici are o roabă, nu? O roabă este, da, sigur, roabă este care roată. Și roaba asta este goală. Și eu nu vreau ca bietul Martin să stea cu roaba goală și o să-i bag, și acum încerc și pentru prima oară treaba asta, o să-i bag niște dovleci aici, să pară și el om gospodar. Nu? Ok. E, ceva de genul. Și cumva o să-i mai aranjez eu și pe ceilalți 3 mici de acolo. Mare miracol să nu scap și pe astea pe aici. Dar cred că sunt destul de bune. E, și ăsta o să fie Martin, care are dovleci. Ca să fie și el în trend aici cu familia Buzea. Deci, ăsta este Martin. Și sigur, Martin, după cum vedeți, el are dovleci. Dar, în același timp, Martin are și o iubită. Știu, vă place, nu are cum să nu vă placă. Toți, cred eu, că vrem ca Martin să fie fericit, nu? Așadar, op, sper că nu s-a auzit foarte tare. Așadar, Martin are o prietenă și prietena lui Martin se numește Melanie. Și ea îi ține pavăză, practic. Așa cum se întâmplă în viața oricărui bărbat, trebuie să existe o fată, o femeie care să ilumineze calea. O voi pune pe Melanie într-o parte a pervazului, pe Martin în altă parte a pervazului și la mijloc probabil
niște flori de toamnă. Am menționat, dar mai zic o dată, i-am luat de pe Amazon Deutschland. Dacă vă interesează, o să-mi spuneți și vă dau link în comentarii dacă vreți. Asta s-a întâmplat cu Acțion, asta s-a întâmplat cu sau Acțion sau cum îi spuneți voi în țara de unde sunteți. Ideea este că v-am arătat ce am cumpărat de la Maison du Monde, v-am arătat ce am cumpărat de la Acțion, ce am cumpărat de pe Amazon Deutschland și în continuare am rămas să vă arăt decorațiunile de toamnă și de Halloween. Aranjez pe aici pentru că așa este frumos. În timp ce filmez, să-ți faci și setup-ul filmării. E mult mai practic așa, practic. Practic e mult mai practic așa, să fim practici. Și din practicitate o să închei aici introducerea de la TK Maxx și o să vă arăt ce mi-am cumpărat. Deci am fost la TK Maxx și cum noi în octombrie avem nevoie să decorăm un spațiu, încă puțin. Avem nevoie să decorăm un spațiu pentru o petrecere de Halloween. Am început să strângem obiecte de decorațiuni. Și după cum știți, la TK Maxx, sigur, sunt prețuri de outlet, dar sunt niște produse pe care nu le găsești așa, în mod normal. Produse un pic deosebite. Ok, putem să spunem asta, la un preț foarte bun și pentru că nu știm dacă ne mai întoarcem în Germania până vine Halloween, am profitat acum și am luat niște chestii. Și haideți să vă arăt pasta prima, că stă aici. Și da, este ceea ce vedeți, este o mătură. Ceea ce mă inspiră să mă deghizez, în vrăjitoare de Halloween-ul ăsta. Și ceva super interesant este că are o chestie în care poți să... Care te ajută, de fapt, nu în care poți să... Care te ajută să încerci să vezi cum ar veni această mătură cu lumini, pentru că are și lumini. Încă nu are baterii, dar poți să probezi în magazin, fără baterii. Foarte, foarte drăguță și are și un păianjen pe ea, chiar doi. Este de-a dreptul înfricoșătoare. Apropo, dacă nu știați, până scot eu de aici altele, dacă nu știați de ce mătura este asociată cu vrăjitoarele, vă spun eu acum, asta pentru că femeile numite vrăjitoare atunci erau niște femei foarte deștepte, care cunoșteau foarte bine lumea, care cunoșteau foarte bine natura. Pentru acele vremuri știau cât de importantă este igiena și, prin urmare, ele își măturau, au confecționat o mătură și își măturau casa pentru a ține igiena casei. Însă oamenii, la momentul acela, nu erau pregătiți pentru a îmbrățișa igiena așa cum se cuvine, iar aceste femei înțelepte au fost numite vrăjitoare. Și mătura, care era de fapt un semn al igienei, a fost asociată cu răul, cu vrăjitoria, cu lucrurile mai puțin plăcute. Cel puțin eu asta știu despre mătura vrăjitoarelor. Dacă știți voi altceva, vă rog să-mi spuneți. Alt lucru super, super simpatic pe care l-am cumpărat la TK Maxx este această lumânare care miroase... Ia, ghiciți voi, aceea credeți voi că miroase această lumânare... A dovleac, aceste miroase, a toamnă, a dovleac, nu vede că supraexpune, dar nu e nimic interesant aici înăuntru, are două, am uitat cum le zice, mă rog, de le-a prins și e din ceramică, are codița aurie. Dacă putem să vorbim în contextul de dovleac de toamnă, dar cred că fiind al merge și iarna și fiind și cu puțin auriu, eu cred că asta merge tot timpul anului. Nu știu dacă să o arzi merge, că are un miros mai de prăjituri de dovleac, așa. Dar ca obiect de design, lucru pentru care am și luat-o, arată foarte bine și bine ai venit, dragă toamnă!
tot din zona Dovleci și Dovlecei, am cumpărat chestia asta. Seamănă cu lumânarea, doar că aici avem de-a face cu trei dovleci suprapuși așa, dar în același timp sunt și contopiți. Ei parcă sunt suprapuși, dar de fapt e o singură bucată. La fel codița aurie, la fel cred că merge oricând ca decorațiune. Tare frumoasă este. Și acum cred că ne întoarcem din nou la chestiile cu tematică de Halloween. Și avem acest bol, un bol negru înspăimântător, care este ținut de o mână scheletică, ceva de genul, așa ar fi. Ia uitați, cam asta ar fi ideea. Vedeți, dacă puteți să vă imaginați. Este un bol negru în care putem să punem chestii, snacks-uri, pentru le, evident, consuma. Tare drăguț și ăsta. Ah, ok. Aici am un dovleac. Vedeți că sunt toate așa pe temă cu negru. Am încercat să păstrăm. Așa, și înăuntru aici are o casă bântuită. Și bineînțeles că și ăsta se aprinde. Numai că are cumva baterie. I-am scos siguranța de acolo. Nu. Asta nu putem să-l încercăm fără baterie. Dar are sclipici și are sclipici negru, care, bineînțeles, sclipiciul se ia. Chiar și ăsta negru. Așa că o să încerc să nu-l bâții prea tare. Așadar, un... A! S-a aprins lumina. Nu știu dacă ați văzut. Poate s-a văzut și pe cameră și mi-a dat eu seama. Asta e. Vedeți, încă o dată, încercăm. Probă, probă. Ok. Poate s-a văzut din prima, dar... Mi-am dat eu seama. În orice caz, deosebit de înspăimântător și acest dovleac. Asta le-am cumpărat acum vreo 2 săptămâni, de nici eu nu mai țin minte ce am luat. A, și treaba asta la fel. De servit, o tartă, ceva. Ea pare așa foarte elegantă, neagră, și când termin tarta, îți dai seama că de fapt te paște un pericol. Avem un schelet, nu? Cu flori pe cap. Pentru că, de ce nu, florile întotdeauna sunt o idee bună. A, ăsta este al doilea. Am luat două din astea. Nu le fățui prea mult, vi le-am arătat. Nu le fățui prea mult pentru că o să mă umplu de lipici și nu am chef de așa ceva. Unele sunt împachetate în hârtie, altele nu, în funcție de cum a avut doamna de la casă chef. Eu mai mă scutur de sclipici. Tot pentru ornamente, pentru ambient, așa, am cumpărat acest sfeșnic. Bun. Și ce se întâmplă cu el? Dacă vedeți voi, capetele astea aici, unde se pune lumânarea, au încrustate niște capete de mort. Înfricoșător. Și mai am două lucruri de la TK Maxx. Avem acest cap. Mi-a plăcut foarte mult că este din velvet. Catifea. Foarte frumos. Avem deja o temă. Capete de mort, lucruri de genul. Și mai am aici ceva care este plin cu sclipici negru. A, ok. Hai să le punem aici. Mai am tot așa un bol. Acum îmi dau seama că ăsta e un pic alb, dar are niște inserții negre pe aici, deci cred că merge la fel, pentru a pune chestii să mâncăm. Bun, ăsta este un început de decor pe care vrem să-l facem noi într-un anumit loc. Văd că e făcut în Turcia asta. Ok, handmade. Bun, foarte interesant. Dau la o parte un pic ca să pot să respir și să vorbesc cu voi acum în încheiere. Ăsta a fost pretextul meu de a ne vedea aici pe canalul de YouTube. Comentați-mi în comentarii, spuneți-mi
Dacă v-a plăcut ceea ce v-am arătat eu aici, și sper să ne vedem cât de curând. Ați început să decorați puțin de toamnă, ați schimbat ceva de colo-colo, simțiți că s-a terminat vara, eu încă nu. Și acum că am filmat și le-am împrăștiat pe toate aici, mă simt nevoită cumva să le găsesc locul și să încep și această schimbare prin casă. Așa că vă las, mă pun pe strâns, aștept feedback-ul vostru. Mulțumesc mult, mult, mult de tot dacă v-ați uitat. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Acum vă las, vă pup și până data viitoare, să fim fericiți! Pa, pa!